Mai mulți locuitori din orașul Codru, municipiul Chișinău și din cartierul Malina Mică al capitalei au venit în fața consilierilor municipali pentru a cere suplimentarea rutei 9 de autobuz. Oamenii se plâng că singurul autobuz care leagă suburbia de capitală circulă doar pe artera principală și că șoferii nu respectă orarul stabilit. Din această cauză, ei se văd nevoiți să parcurgă kilometri întregi pe jos. Mai mult, oamenii din orașul Codru nu mai au transport după ora 8 seara. De cealaltă parte, autoritățile municipale spun că situația este provocată de lipsa șoferilor și a taxatorilor de autobuze. Indignați și cu pancarte în mână, locuitorii ai orașului Codru, dar și cei din cartierul Malina Mică, au venit să-și spună nemulțumirea la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Eu am strâns 847 de semnături anul trecut. Anul acesta 1200, mai mult de 1200 de semnături. Voi înțelegeți despre ce merge vorba? Merge vorba despre foarte mulți cetățeni, mii de cetățeni, care deja nu mai știu cum să vă roage frumos. Situația este mai dificilă în orașul Codru, acolo de unde oamenii cu greu se deplasează în capitală. Prost de tot, vreau să vă spun, în centru, lumea din centru nu poate să ajungă aici pe teritoriu. Trei autobuze erau încărcate și lumea n-au reușit să urce. Sâmbătă, duminică, ultimul la orele 7, lumea nu poate să-și permită nimic. E greu, că așa sunt mulți copii la școală. La nou, ultimul autobuz. Foarte greu, parcă ești în Zâmbrene, Răzăni, dar nu ești lângă oraș. Noi mergem pe jos până la această stradă pentru că doar așa putem reuși să ajungem la destinație. Avem nevoie de mai multe autobuze. Potrivit autorităților municipale, în acest an au fost procurate peste 240 de autobuze și trolebuze, însă lipsa lucrătorilor rămâne a fi o problemă. Faptul că în zona respectivă mai sunt necesare unități de transport, nu excludem și nu negăm acest fapt, dar să nu uităm că Chișinău se dezvoltă și necesități de suplinire a unităților de transport este pe tot municipiul Chișinău. Avem un deficit de șoferi și taxatori care cu regret ne creează obstacole. În prezent, spre și din orașul Codru, circulă doar o rută de autobuz, numărul 9. Itinerarul acesteia cuprinde doar strada Costiujeni. Totuși, mai sunt și niște rute de microbuz, dar acestea nu sunt în gestiunea autorităților municipale.